Hei, salut prieteni, eu sunt Tete și suntem în seria noastră nouă, în episodul 4 deja. Suntem aici în centrul Europei, a 10.000 de ani înaintea lui Hristos, înainte ca Hristos să se nască. Adică suntem cu mulți ani, mulți ani înainte, încât habar n-avem noi cum ar fi fost viața. Dar acest joc, Far Cry Primal și această serie a lui Tete, ne dă puțin de înțeles cam cât de complicată este treaba cu lumea necivilizată, cu lumea sălbatică. Hai să activăm puțin viziunea de cazador, adică de vânător. Cazador, vânător. Casador, vânător. Ok. Hai să luăm puțin. Mai luăm și de pe drum ce avem nevoie. Ok. Am pus un punct, uitați. Mergem la El Shaman Tensai. Shaman Tensai. Ok, explorăm zona. Ia să vedem, vreun crocodil? Ce părere, vreți să ne batem cu un crocodil? Totuși n-aș vrea să mor așa repede. Ei, nu se poate. Unde am aruncat sulița? Uitați-o. Am luat-o. Săgeata. Băi, 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 crocodile, crocodile. Așa. Ce-i acolo? Ia uitați mamuții. Mamuții nu fac nici nimic, nu? Ok. Hai să luăm și... Vine cineva. Așa mi s-a părut. Mori. Mori, mă, dacă nici la 2 metri nu mori. Hai că ești mort. Hai, ca jos. Pe unde am trecut? A căzut jos oricum. Ia, mă, să vedem care-i treaba cu mamuții. Îmi face ceva ăsta? Nu îmi face nimic. Hei, boss, hai să-l uiți. Și dacă îi trag una, ce? Uite, de exemplu, ăsta. Gata, s-a supărat. Nu se poate. Ca jos. Ah. Nu. M-a distrus, bă. Mănâncă ceva, că ai să mori. Mor, mă. Hai, mă, mori. Ia uitați. E puțin distrus. Băi, cine e ăsta? Ăsta care vine. A, e supărat, nu? Sau nu? Unde ești? Pe ăsta l-am lovit eu? Mamă. Gata, am glumit. Bă. Mamă, ce mi-a dat, ești nebun. Mamă, dar și dacă vine un crocodil? Și ce să-i fac asta? El nu mă vede, nu? Mamă, ce șmecherie, frate. Mamă, fii atent. Sus, dă-i eu. Scoate-mă ăla în pula mea. Nu merge să-i dăm mâna lui. Dar pe el nu merge să urcăm? Ar trebui urcat. Hai să ne luăm asta. Zi. Bățul ăsta. Mai dăm? Mamă, până nu mă moară. Gata, m-a rupt. Nu pot să cred. Noroc că sunt în apă. Da, nu e niciun crocodaul? Nu e. Dar ce fac eu ăsta? Nu-l las în pace deloc. Bă, sunt te duci. Cine e ăla? A. Unde e? Hai că ne facem încă niște arcuri din astea. Niște săgeți. Să vedem cât rezistă. Ok. Boss, îmi pare rău, dar vreau să văd care e faza. Bă, pe lângă am transmis. Aha.
Gata, bă, ești nebun? Hai să-l deschidem tot. Ce am luat, nu? Da. Uite, și s-ar putea să vină și crocodilul acum pentru că l-am omorât. Săracu. Ia să vedem, crocodil ceva? Nu. Da. Hai să mergem. Și în drumul nostru mai întâlnim chestii ciudate. Trebuie să mai culegem și niște... Cine? A, ăla e, mă. E mistrețul. Ce e aici? Bă, ești nebun? Carapace. Mori. Ia, unde e, mă? Asta e? Luăm carne. Așa, mă, că... Vine cineva. Bine, hai să mergem încolo. E bine drumul ăsta? Nu cred. Avem nevoie de lemn dur. Știți voi. Nu știu, poate găsim. Ok. A, dar nu mai e mult, mă. 100 de metri până acolo. Înseamnă că e aproape. Ia să activăm puțin viziunea. Cine să știa? Asta e din asta, nu? Căprioare. Dar sunt cam... Ia uitați ce fugă e acolo, bă! Acolo e bătălie. Uite, 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 exact ce avem nevoie. Ok. Hai, mai găsim? Cine să știa? Mort. Hei! Nu, 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 nu! Ăștia erau ai mei, mă! Bă, ăștia sunt bulangii. Ia uite, mă, eu trăgeam un ai mei, ca să vezi și tu. Cât de prost pot să fiu. Nu mai am, mă? Nu mai am. Mort. Bă, mi-a dat o zomba. Unde ești? Cică venin? Sau ce? A, el mi-a dat venin, mă. A, stai să vedem. Las picatura de abă. Pente o los gase spătită. Mi-a băgat venin în mine. Algunos sudam también. Udamul ăla mi-a aruncat bombe de venin, bombă de venin acum. Și ce mai zice? Bine, pot să și mor din cauza la venin. Înțelegeți? Ce am făcut? Am coborât jos. Dar trece până la urma urmei. Deci acolo trebuia să ajung, nu? Tot n-am luat destul. Hai, noroc, băieți. Băi, 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 cine vine? A, nu. Era ăla. Acolo. Păi și unde să ia acum? E, ce e aici? Ăștia-ți dai mei, mă. Uite, venine aici. Din ăla. Uite, a murit săracul. Cine, cine? Unde, aici? Băi, puteam să-l salvez sau ce? Băi, cineva urlă. Urlă cineva. Uite aici. Femeia. Băi, 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 ne-a băgat venin. Uite. Cine e asta? Ei, mă? Sau ce? Nu, mă, ăștia sunt, mă. Mamă, ce iurea, n-am... Aha. Una am. Una am, că am luat de la ăla. Unde sunteți, mă, frate? Băi, băi, mi-a aruncat-o. Și...
Ia vino mă încoace, bă, dar periculos este. Jos. Are bombe din alea cu venin. Uite, se uită încoace, mă, știe. Uite, băi, unde fugi? Unde fugi, mă? Acum. Dai! Bravo! Nu l-am omorât, mă, am zis că l-am omorât. Cap, i-am dat în cap, mă, dar mi-a băgat iarăși venit din ăla. Și ăsta ce vrea? Ai, căprioară, bă, dar m-a speriat, serios că m-a speriat. Am avut impresia că vrea să-mi facă ceva. Ok, ci că noi... Populație 5. Ia, să vedem. Așa. Și... Ok. Hai să mergem, să ajungem la obi... Băi, iarăși, mă? Dar ce fuge așa repede? S-ar putea... E din ăla ceva periculos. Care cred că e în stare să ne dea una în gură. Ia. Atât. S-ar putea să... Mă, unde sunteți? Ce vreți? Ce poate să fie periculos în zbor? Niște vulturi de aia, fomiști sau ce? Unde sunt, mă? Ce sunt ăștia? Uite. Păi și dacă fluierăm și noi la al nostru... Bă! Bă, ești nebun? Bă, ești nebun? Mamă, ce violent, frate. Ce ăsta, mă? Ce-a fost? Câine sălbatic, mă. Ceva de gen. Mamă, aici e periculos. Aoleu. Unde dai, mă, nebunule? În cap i-am dat. Și tu? Bă. E aici, după stâlpul ăsta. Cu ce ai dat, mă? Zicura, mă. Mamă, dar nu e așa ușor cu ei. Nu e de jucat. Ok. Ce, da, mă? Ia uite, mă, exact. Și văzusem dinainte. Ce, zboară sau ce? Da. Hai să ne facem arcuri. Băi, asta, mă. Ce trebuie? Ok. Deci, tot lemn dur trebuie și pentru săgețile alea. Pentru săgețile lui Vlad Țepeș. Hai să luăm pe asta. Mai avem nevoie de una ca să facem. Cine e asta? Oare, mă?
speriat, frate. Ai zis că vine la mine, ești nebun? Totuși a murit, că i-am tras-o bine. Hai să scoatem niște Vlad Țepeș. Uite așa, un atât. Totuși e bună. Unde e ăsta care a murit? Domnul. Aici? Da. Atât carne. Avem nevoie de carne, frate. Mai avem mult, mă, până la șamanul ăla, că uitați-mi că la el. Ok, duceți-vă, duceți-vă. Ia. Ah, suntem în apropiere. 60 de metri. Ok. Așa. Și? Cam? Ce se întâmplă aici? Am ajuns. Ia. Este un lup. Domnul de la... Domnul bestiilor. Deci, trebuie să-l găsim pe liderul acestei turme de lupi și să domesticăm animalul ca să lupte lângă noi. Recompensa e de 750 de XP-uri. Ok. Ia. El Buho. Asta e buvnița. Așa, îl chemăm așa și ce zice? O voie de marcare enemigos desde el cielo. Putem marca inamicii din de sus cu buvnița și putem să folosim și viziunea de vânător cu buvnița. Și acum zice, putem să dezblocăm noi abilități de buvniță în meniul de abilități și să construim la ciosa del șaman în tu aldea. Și să construim ciosa de șaman în aldea mea, în zona mea. Ok, nu am înțeles bine, bine, dar ceva după acolo am înțeles. Bine, am ajuns, deci atât, a dispărut. Așa. Acum chemăm... Ok. Putem să ne marcăm, uitați acolo unde e galben. Sau sunt eu acela? Nu sunt eu acela. Putem să ne marcăm dușmanul. Nu? Ce zice? Dar, Udam Mandar. Unde, unde? Aha, acolo. Hai să... A, uite, mă. Cum marcăm? L1? Da. Deja am marcat. Asta e. Ăștia sunt vânătorii de lupi. Ați înțeles? Eu trebuie să-l caut pe... pe... Uitați, deja... Deci erau aproape. Ouleu, ce m-a speriat. Deci eu trebuie să caut liderul lup și să-l domesticesc. Așa. Și ăștia-s vânători. Udam de lupi. Așa că trebuie să elimin, să elimin pe acești domni. Hai. Să vedem dacă reușim să domesticăm un lup. Ok. Sunt trei, după cum vedem. Hai să luăm... jos. Băi, m-a văzut, mă. M-a
Mai văzut futu-ți gura, mătii. Mă scuzați, dar sunt foarte terorificant. Terifiant. Este foarte terifiant. Uite-l. Nu, 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 e... Trebuie să... Ok. A, uite, mă. Atât. Bă, ultima, bravo. Mamă, mamă, mamă. Mamă, mamă, hai să luăm toate astea care le-am aruncat. Toate sulițele. Stai că sunt mai multe, mai mulți, nu? Așa. Ăsta aici. Ok. Așa. Și acum cred că ajungem. Ok. Folosim sebo-ul ăsta ca să creăm arme. Ok. Muniție full. Sangre asta. Ok. Căutăm... Hai să ne ridicăm în picioare. Fugi, mă! Ia. Pardon, frate. M-a luat frigul. Nu uitați, mă, să dați și voi un like, lutete. Care vrea să vă simțiți bine. Ok, ăsta acum. Ok. Trebuie să mergem după urme de sânge. Unde? Ah, bravo. Ca să găsim asta de lupi. Ok. Uitați, mă, lupii, mă. Bă, aici sunt lupi. Ah, dar stați așa, mă, ca să-i dăm drumul la foc. Vedeți lupul? Așa. Păi nu putem să-l luăm? Așa. Hai să activăm, să vedem sângele. Păi da, și... Astea ce sunt, mă? Că nici nu văd. Nici nu îmi dau seama ce sunt alea. Unde? Sânge încolo, nu? Dar astea... Ba da, uite, sunt urme de... De animale. De lupi. Așa, și să domesticăm liderul lup. Am ajuns la punctul de control. Ați înțeles? Ce e aici? Cred că ajungem exact. Oh, shit. Hai să... Băi, 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 de ce te-ai stins? Ok, era bine. Așa vreau să pun. Ce zice? Ok, ia, stați puțin. Zice, să creăm Sebos. Sebos nu știu ce e, în fine. Din selectorul de arme, apăsăm 1 și selecționăm Sebo, așa. Lansăm, adică aruncăm Sebo cu R1 ca să atragem animalele. Așa, cum vedeți. Și când animalele mănâncă, cred că Sebo ăla, ne apropiem încet și apăsăm butonul pătrat ca să-l domesticăm. După aceea apăsăm butonul ăla să vedem cum ieșim. Așa. Să vedem animalele care le-am domesticat. Ok. Bă, ăla-i lupul. Da. Deci, jos. Ce prost sunt să-mi bag pula în măta. Băi, 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 băi. Și... Care? Ce apăsăm? Stai, 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 stai. Așa.
Păi da, dar cum fac eu să scot... Încet, încet. Așa, și? Hai mă, că n-am reușit. Așa. Ok. Și cum aruncăm, așa? Așa. Stai, și ce trebuia să facem? Cum, unde citesc? Să-mi bag până. Oh, shit. Unde, frate? Așa, cum fac? Că am uitat. Păi, era butonul ăla care... Stați. Așa, așa, așa. Aici e. Zice, după aceea... Deci când... Ok. Asta e. Asta e. Păi stai, mă. Băi. Nu mă omoră, nu mă omoră. M-a omorât. Ok, asta e. Mai eram pe aproape să domesticim acel animal. O să mergem iar. Pentru că suntem aproape. Dar asta într-un alt episod, pentru că am ajuns iar la aproape 30 de minute, 27 de minute. Ia. Totuși, dacă suntem așa aproape, hai. Hai, poate în 3 minute o facem. De fapt, suntem aproape. Mai încercăm, da? Deci, când animalul mănâncă, ne apropiem încet și... Ținem apăsat pe așa. Oh, stai. Ok, am înțeles, hai. Dar nu știu de ce nu reușesc. Zice, pot să... Eu am apăsat pe buton. Stai liniștit, băiatule. Hai, fii cu minte, băiatule. Fii cu minte. Nu e, mă, frate. Ci că nu omoră lupul alu. E, nu-l omor, dar totuși. Ok. Bine, mă, stai să scoatem asta. Așa. Hai să lăsăm întuneric. Bă, dar eu totuși... Mâinile, cum scoate mâinile? Adică... Nu știu dacă putem scoate mâinile. Aruncăm sebo din ăla. Ok. Vino, bestie. Așa, lupule. Da, mă, și... Ținem apăsat. Ok. Uite, mă, că țin apăsat. Vorbesc serios, țin apăsat. Ce-a făcut? Ha? Spuneți-mi că da, am reușit. Păi de ce a fugit de mine? Vine la mine. Asta mă mușcă, mă? Da, mă mușcă. Oh, shit. Deci tot nu am reușit. Este incredibil. Mai avem unul, după cum văd eu. Hai. Vino acolo, hai. Ok. Nici de data asta, mă. Stai, mă, deci... Cum facem, frate? Ok, și mă duc la el, da? Și pătratul ăsta, mă, pătratul, ce naiba?
A, deja nu mai mănâncă ăsta nimic. Nu mai am cum să fac. A, ba da. Acum, mă! Uite, 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 stai, băiatul, stai, băiatul. Vreau să fiu prieten cu tine. Bravo, bravo, băiatul. Bravo, bravo, băiatul. Gata, l-avem în meniu. Bravo, Azorel. Bravo, băiatul. Ok. Acum am reușit. Deci, putem să ordonăm animalului nostru să indicăm un obiect. Așa, să atace sau să se ducă într-o anumită zonă. Așa, L2 și... Aha, L2 cred că îl chemăm și R1 îi dăm ordinul. Acum, când tu animal este herido, acercă-te a el, îi manten răbără curarlo. Con carne. Da, dăm și mâncare la animal când este rănit. Dacă animalul tău moare, reanimalo de la meniul animale. Deci putem să-i dăm viață din nou de la meniul animale sau să domesticăm altul. Ok. Hai să zice să-l alintăm. Oh, bobiță! Cristi! Vei, Cristi! Lasă-l, mă, că e băiat cu minte acum. Ok. Așa, deci când fac așa, animalul meu vine și el tot așa, bă. Vedeți? Când eu mă las în jos, vine și el așa ca hoțul. Când merg așa, vine și el normal. Hai, hai, boss. Ok. Hai să vedem aici de animale. Da, deci vedeți, avem lupul. E cear să scoatem sau ce? Ok, și bestii și bestii. O să ajungem și aici. Deci asta a fost, prieteni, așa că eu și câinele meu... Cum a zis să-l chemăm? Aha, vine după mine. Stai să dăm drumul la foc. Nu cred că mai fuge acum, hai. Hai băiatul, hai băiatul. Hai băiatul, hai. Hai, bravo, bravo băiat. Ia să vedeți cum vine și el ca hoțul când mă las eu în jos. Ia uitați. Hai. Băi, te piși? Mamă, dar ce pișat are. Hai. Hai, vino, vino, vino. S-a lăsat și el jos. Nu știu dacă observați chestia asta. Așa, zice 45 de metri. Unde? Stai după mine, știți, nu? Uitați-l. Hai băiat, hai să te alint, hai. Hai să te alint. Băiat bun, băiat bun. Hai, hai cu tata, hai. Hai băiat, hai. Poate îi punem și un nume. Eu deja am în cap. Îl pun Rex. Hai Rex, e după mine. Da, trebuie să ajungem aici, ia să vedem. Du-te, du-te pe el, ați văzut cum l-am trimis? Vino în măta, că nu faci tu cu mine ce vrei tu. În cap ți-am dat și mai e unul. Ok. Câine, aici, pe ăsta. Sări și tu pe el, hai câine, vreau să văd cum sare câinele pe el. A luat foc sau nu? Băi, 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 băi. A luat foc, da. Ok. A, da, ia foc tot. Menu, așa. Așa. În menu poate selecționa un animal al... Așa. Așa. Așa, ok.
Câine. Am completat, frate, senior de las Bestias, domnul bestiilor. Am câștigat și încă trei oameni în satul nostru. Așa. Așa că v-am pupat deja, am ajuns la 35 de minute. Ne vedem în episodul 5, așa că nu uitați să dați un like, subscribe și tot ce trebuie.